Avem imagini în direct cu Arena Gabriela Sabo din Voluntari, unde în mai puțin de un minut și jumătate vom avea angajamentul de start pentru partida dintre CSO Voluntari și CSM Oradea. Un duel care pune față în față locurile 4 și 2 din Liga Națională de Basket Getica 95, o confruntare înaintea căreia CSO Voluntari are 7 victorii și 7 eșecuri în ceea ce a rămas și a fost acumulat pentru top 10. Marius Ciulin, Alexandra Stan și Loran București sunt cei trei arbitri pentru actuala confruntare, pe care Oradea o abordează după ce a pierdut o singură dată în top 10. Singura înfrângere a fost cea care a venit după un avantaj de 10 puncte la jumătatea sfertului 4 pe teren propriu împotriva lui UBT Cluj, singura formație neînvinsă din Liga Națională de Basket până în momentul de față. Oradenii au 11 victorii și 3 eșecuri și se află în acest moment la 2 meciuri peste locul al treilea, FC Argeș-Pitești, echipă care va juca în această seară pe teren propriu contra celor de la UBT Cluj. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă spun bun găsit tuturor și vă invit să rămâneți alături de Prima Sport pentru această întâlnire care reprezintă o reeditare a semifinalelor Ligii Naționale de Basket din urmă cu 2 sezoane, atunci când echipa din Voluntari a produs surpriza eliminând CSM Oradea după doar 3 meciuri, deși CSM Oradea avea avantajul terenului propriu, terminase cu un bilanț mai bun sezonul regulat, asta însă nu a contat și CSO Voluntari s-a impus atunci cu scorul de 3-0 la general. În sezonul precedent, Oradea a mers până în finală, în timp ce CSO Voluntari a fost scoasă în prima rundă de către CSU Sibiu. Invitat special pentru angajamentul de start al acestei confruntări este luptătorul de kickbox și K1, Beni Adegbui, românul cu multiple victorii obținute în carieră la unele dintre cele mai mari evenimente internaționale. Este prezent aici în Arena Gabriela Sabo din Voluntari pentru a arunca prima minge în această întâlnire. Beni Adegbui, aflat în activitate din 2011, sportiv originar din Cluj-Napoca, în vârstă de 39 de ani în momentul de față. E bine să nu le nerveze jucătorii celor două formații, dar asta este doar o glumă, una obișnuită, una clișeistică, aș zice. Știm foarte bine că luptătorii au în general o capacitate extraordinară de a se controla chiar și în condiții de, nu știu, provocare, amenințare în astfel de situații. Vine acum primul angajament între Keyshawn Fizzle și Nard Freeman. Ăsta e pe bune și Fizzle îl câștigă, iar Lucas Tohătan până la urmă trage de această minge. Tohătan alături de Trevon Allen sunt cei doi fundași pentru cei de la CSO Voluntari, unde Cristian Cotoară alături de JT Shoemate, care marchează aici, începe extreme, Keyshawn Fizzle, omul din centru. De partea cealaltă, CSM Oradea începe această partidă cu Deuce Pearson alături de Chris Richard pe posturile de fundaj. Nard Freeman este în centru, Donata Staroli și Bobe Nicolescu extreme. Aruncare de 3 scufundată de către Richard. Primul punct al orădenilor vine de la jucătorul care are o medie de 9,5 pe confruntare și 32% din spatele arcului de cerc în actualul sezon. Allen acum îl angajează pe Shoemate, care trimite pentru Tohătan. Tot Lucas Tohătan aruncă de la semidistanță, o minge care se plimbă pe inel, este recuperată de Pearson și trimisă mai departe pentru același Chris Richard. A jucat aici blocaj ieșire cu Nard Freeman, Richard scoate pentru un Tarolis, care nu are însă cum să înscrie de acolo. A preferat să continue această acțiune, multă răbdare pentru Orădeni și iese până la urmă blocajul ieșire între Richard și Tarolis. Acesta din urmă finalizează din apropiere. Tarolis este cel mai bun marcator al celor de la CSM Oradea după plecarea lui Eric Neal. 13,1 puncte în medie pe confruntare pentru el. Marchează în partea cealaltă și Keyshawn Fizzle, care a apărut foarte bine prin spatele unui Nard Freeman, parcă neatent la această acțiune. Pearson
Aruncă până la urmă de 3, o face prea lung, Freeman recuperează ofensiv, se întoarce, iar pe semicârligul de stânga pune mingea în coș. Încearcă acum să atace repede inelul Luca Stohătan, nu are însă cum să o facă. Keyshawn Fizzle e foarte liber afară și îi pedepsește pe Orădeni. Fizzle, jucător cu 32% de la distanță, nu e un pivot căruia să-i permiți astfel de aruncări atât de deschise. Pearson în partea cealaltă, trimite pentru Tarolis, a cărui aruncare este pusă în coș. Încă două puncte marcate de către Donatas Tarolis, revenit în Liga Națională de Basket în sezonul precedent aici la CSM Oradea, după ce jucase în stagiunea 2020-2021 la UBT Cluj, alături de care a câștigat titlul de campion. Trage Fizzle de 3 și o înțeapă din nou. Două aruncări consecutive descărcate de Keyshawn Fizzle și CSO Voluntari conduce cu 10-9 după un start de meci în care avem o explozie ofensivă. Pearson pentru Tarolis, îl atacă pe cotoară, nicio șansă pentru tânărul jucător al lui CSO Voluntari. Cristian Cotoară joacă astăzi, aș zice, surprinzător ca titular, basketbalist care în general prinde doar cam 8 minute în medie pe partidă și care de altfel nici n-a fost folosit în toate confruntările. În partea cealaltă două puncte pentru JT Shumate. Probabil Einar Zbagatskis caută să îi dea încredere jucătorului de 21 de ani pe care CSO Voluntari l-a adus la începutul acestui sezon. Voi mai vorbi despre el atunci când jocul este întrerupt. Pentru moment, Donatas Tarolis continuă să țină kilometrajul în mișcare încă din startul partidei. Debut excelent pentru Donatas Tarolis în acest meci, în timp ce aici avem un faul pe care îl comite Bobe Nicolescu, aflat la prima greșeală personală. A încercat să se ducă la intercepție, dar n-a reușit să ajungă la momentul oportun la această minge. 8 puncte deja pentru Tarolis, pentru că spuneam că e de neoprit în startul acestei partide. Repunere acum din lateral pentru Trevon Allen. Tot el pasează către Shumate. Schimbare de direcție. Aruncă de la semidistanță, o face scurt și Freeman este cel care a recuperat pentru Orădeni. Un sezon cu 6,2 recuperări medie pe partidă pentru cel care a venit la începutul stagiunii pentru a îl înlocui pe Mark Ogden. Nigel Pearson pe pătrundere, aruncă repede și înscrie două puncte cu un procedeu superb pentru un Nigel Pearson care contribuie cu 12,6 pe confruntare. Pearson și-a luat din ce în ce mai mult în serios rolul de conducător de joc după despărțirea de Eric Neal. Aici intercepția lui Richard pasă pe contraatac și un slam dunk simplu a lui Bobe Nicolescu, prin care Oradea se distanțează la 5 puncte. Vedem încă o dată lansarea pentru Bobe Nicolescu și finalizarea acestuia. Tohătan din blocajul lui Fizzle, aruncare pe mâna stângă pe care n-a mai reușit Shumate să o recupereze, încă un contraatac și tot Bobe Nicolescu trage la Indigo faza de mai devreme, aceeași finalizare și este timeout pe care îl solicită Einar Zbagatskis. De această dată Donatas Tarolis este cel care l-a lansat pe contraatac pe căpitanul Oradei. Timeout solicitat repede așadar de CSO Voluntari după această încercare de evadare a formației vizitatoare, care, spuneam, a pierdut un singur meci în top 10, cel pe care probabil mulți se așteptau ca Oradea să-l piardă, deși partida a fost una extrem de strânsă, meciul din urmă cu două etape contra lui UBT Cluj, 84-85. Oradea în Liga Națională de Basket, în afară de acea înfrângere contra celor de la UBT Cluj, n-a mai cunoscut eșecul din data de 28 decembrie 2023, când a fost învinsă la Târgu Mureș, 83-88, rezultat însă care s-a acumulat în clasamentul din top 10, Târgu Mureș reușind de asemenea să avanseze. Oradea, spuneam, are 3 înfrângeri, cea cu UBT Cluj, cea de la Târgu Mureș și cea din startul sezonului împotriva lui CSU Sibiu,
când sibienii s-au impus pe terenul orădenilor. În schimb, CSM Oradea a pierdut în semifinalele Cupei României. Final 8-ul a avut loc la Cluj contra Rapidului. A fost acolo 61-63 și Oradea a părăsit de această dată competiția fără să mai joace finala. O finală pe care a jucat-o în multiple rânduri, dar nu a reușit să o câștige niciodată. Aruncă Allen pentru 3 puncte. Mingea este atinsă, cred, ultima oară de Freeman, deși încearcă orădenii să susțină că ar fi fost Kishan Fizel care a trimis-o în afara terenului. Aici pătrunderea lui Allen, mingea este recuperată de către Richard. Apropo de Oradea și de înfrângerea cu Rapid, și-a luat revanșa în campionat formația lui Cristi Achim. Am vins în weekend cu 80-69 într-un meci pe care l-a controlat. Deși Saed Preget a livrat 27 de puncte pentru Rapid, iar Paulius Petrilevicius a contribuit și el cu 19 puncte și 7 pase decisive. Orădenii s-au impus, trage aici Richard de 3, dar iese din coș, faul la urmărire a lui Tarolis. Pentru Oradea, în meciul câștigat cu Rapidul, cel mai bun marcator a fost Tadric Gaucher. 17 puncte pentru Gaucher, care a avut și 3 din 5 la aruncările de la distanță. Fost jucător al lui CSO Voluntari, a fost prezentat și aplaudat la începutul acestei partide. Gaucher a jucat 2 sezoane pentru această formație și s-a transferat la Oradea la începutul stagiunii. Fizel aici pentru Luca Stohătan, o fentă de aruncare, lasă perfect pentru Nicoară și conexiunea iese. 2 puncte marcate către Titus Nicoară. Nicolescu. Richard. Aștepta blocajul lui Freeman, tot Chris Richard pe pătrundere. A călcat în afara terenului și este minge pierdută de către CSM Oradea. A doua oară când orădenii pierd o minge în această confruntare. După timeout-ul solicitat de către Einar Zbagatskis, Oradea nu a mai marcat. E drept că nici CSO Voluntari nu a scris decât o singură dată. N-a trecut foarte mult timp, altfel, de când s-a reluat jocul. Nicoară cu o pasă trimisă pentru Fizo. Îl găsește aici pe Trevon Allen, care încearcă să accelereze. Allen o scoate pentru Tohătan, aruncă de 3, destul de strâmb s-a dus această minge, prinsă de către Freeman. Tarolis pentru Pearson, o pasă cu podeaua în direcția lui Freeman, interceptată de către Fizel, iar de la Justice minge ajunge la Tohătan. Acesta l-angajează pe Nicoară, care o pune alături după o piruetă frumoasă. N-a mai reușit să controleze acea aruncare, sau poate că n-a știut exact locul în care se afla în momentul în care s-a ridicat, iar pedeapsa este aplicată cu un Pearson care pătrunde și înscrie de la câțiva centimetri de coș, folosind panoul foarte bine. Justice. Către Nicoară ar fi trebuit să fie această pasă. E greșeală comisă de către jucătorul care a venit pe parcursul acestui sezon la CSO Voluntari. Cody Justice a fost anunțat la începutul lunii martie ca extra transfer la echipa din județul Ilfov după ce jucase ultima oară în Liga Secundă din Italia la Monferrato. A avut acolo aproape 20 de puncte pe întâlnire. Intră Abdul Gary. Achiziția făcută de Oradea după despărțirea de Eric Neal. Gary a debutat în weekend contra Rapidului. A terminat cu 7 pase decisive, un meci în care a mai contribuit cu 3 puncte. Și a sumat doar 2 aruncări, una de 2, una de 3. Cea de 3 a intrat și, spuneam, a mai avut 7 pase decisive pe parcursul acelei confruntări câștigate la 11 puncte de către Orădeni împotriva Rapidului. Iată-l din nou pe Cody Justice, fost jucător și la Śląsk Wrocław în campionatul Poloniei și în Eurocup. Trevon Allen este întâmpinat cu refuzul de către Ulrich. Foarte bine s-a ridicat acolo în fața inelului și a tras podul la castel. Un Ulrich care îl servește pe Richard și sunt 2 puncte pentru Oradea. Încă o dată defensiva creează ofensivă pentru formația bihoreană.
Fault aici a lui Gary asupra lui Quamain Mitchell. Prima greșeală personală a americanului. Lipsește în continuare la CSU voluntari Rashard Odoms. Absență extrem de importantă în condițiile în care Odoms este principalul marcator în campionat pentru CSU voluntari. 14,8 puncte în medie pe întâlnire. Odoms n-a jucat nici în etapele precedente și nici în meciul tur din European North Basketball League de la Tartu, în Estonia, în timp ce aici avem 3 puncte la Cody Justice. CSU voluntar va juca returul cu Tartu în data de 26 martie. Asta după ce a pierdut la 7 puncte în Estonia. Va trebui să câștige acum la 8 pentru a avansa în Final Four. Aruncare dezechilibrată, ratată de către Tadri Gocher. Justice aici prin blocajul lui Alex Solak, intercepția lui Aldridge. Și este acum Gocher cel care pasează pentru Abdul Gary. Gary pe pătrundere dezechilibrat obține 2 aruncări libere. A fost Mitchell cel care l-a faultat pe Abdul Gary, care a fost adus din Liga de Dezvoltare nord-americană. El juca pentru satelitul celor de la Oklahoma City Thunder, cei care se află pe prima poziție în conferința de vest. Oklahoma City Blue este echipa afiliată din G League pentru Thunder. Însă Gary are multă experiență și în Europa. A jucat la formații precum Virtus Bologna, VF Riga, Würzburg, Peristeri, Neiherzlia sau Prometeas Patras. Jucător în vârstă de 32 de ani, multă experiență pentru Gary, care în trecut a mai evoluat în G League la Maine Red Claws și tot la Oklahoma City Blue între 2018 și 2020. 24-17 pentru Oradea, ultimul minut al sfertului întâi. Cody Justice găsește acolo o țeavă spre coșul celor de la Oradea și coboară diferența la 4, în timp ce aici avem un out comis de către Gary, prins bine în capcană de defensiva celor de la CSO voluntari. Încă o dată coșul cu grad foarte mare de dificultate a lui Justice. Aruncare din fața lui Tadri Gocher. Justice din nou trage de 3, înscrie încă o dată. Bang, bang pentru Cody Justice. Și CSO voluntari vine la un singur punct după 2 triple consecutive marcate de american. Fault aici se pare pentru Titus Nicoară. Pregătește să repună Gary. Primește acum Richard. Tot el încearcă să scape și o face superb de Mitchell și înscrie de 3. Ce acțiune a lui Chris Richard cu un crossover mai obraznic decât ultima piesă pe care ați auzit-o probabil de la Travis Scott. Este încheierea primului sfert. CSM Oradea în avantaj după ce a condus inclusiv la 9 puncte la un moment dat. Este 27-23 scorul după primele 10 minute, confruntarea de la voluntari. O partidă în care Chris Richard are 8 puncte, la fel ca și Donata Starolis. În partea cealaltă pentru CSU voluntari, Cody Justice cu 9 puncte, 3 din 3 la aruncările din spatele arcului de cerc și Keyshawn Fizzle cu 8, tot 3 din 3 din acțiune. Sunt principalii marcatori pentru formația pregătită de către Einar Zbagatskis. În meciul tur jucat la Oradea a fost o frumusețe de confruntare câștigată până la urmă în data de 3 februarie de CSM Oradea după o repriză de prelungiri.
A fost atunci 96-89 pentru Lei Roșii la capătul lui meci, în care cei mai buni marcatori ai gazdelor au fost Tadri Gocher și Eric Neal. Spuneam, Eric Neal între timp s-a despărțit de formația orădeană. A venit în locul său acest Abdul Gary. Eric Neal a ajuns în Turcia la Bursaspor. La meciul de la Oradea, cel mai bun realizator al lui CSU Voluntari a fost absentul de astăzi, Rashard Odoms. 22 de puncte a avut Odoms în meciul respectiv, cu 6 din 13 din acțiune, contribuind de asemenea cu 6 recuperări și 5 pase decisive. La jocul Abdul Gary este cel care conduce ofensiva pentru CSM Oradea. Este faultat de Mitchell. A doua greșeală personală pentru conducătorul de joc de la CSU Voluntari. Spuneam, 3 puncte a înscris, însă a livrat 7 pase decisive în meciul său de debut, Abdul Gary, în weekend împotriva Rapidului. Tot el este cel care repune pentru Cătălin Baciu. Minge lăsată pentru Tadri Gocher, o caută de 3, aruncarea este scurtă și recuperată de către Alex Olah. Bare de direcție aici pentru Mitchell, obține faultul și cele două puncte vor fi valabile. Rămâne blindat pe acest contact cu Main Mitchell, reușind să reziste după impactul cu Tudor Gheorghe. Oportunitate de a pune 3 puncte la aceeași acțiune pentru cei de la CSU Voluntari. 84% procentajul lui cu Main Mitchell în actualul sezon la linia de libere. Ratează de această dată și Baciu, care traversează cea mai bună stagiune din carieră, atât în ceea ce privește punctele marcate, cât și recuperările în Liga Națională de Basket, reușește să prindă. Gary. Gocher. Tot el acum pe mâna stângă, s-a uitat spre Baciu, Gocher înapoi pentru Baciu. O încearcă de 3, aproape să intre cu panoul, dar la recuperare este faultat Jonathan Arledge, care a fost tras, se pare, de JT Shumate. Și cred că avem și o greșeală tehnică pentru proteste. Într-adevăr, o greșeală tehnică împotriva celor de la CSU Voluntari. Tadri Gocher este cel care își asumă responsabilitatea aruncării acestei libere, pe care o irosește. Gocher, jucător cu 82% procentaj la linia de foul, dar iată că avem câte o ratare și într-o parte și în cealaltă de la jucători de peste 80% la linia de libere. Mitchell, respectiv Gocher. A depus acolo Gary, trage Arledge de afară, Boiac din cădere reușește să prindă pentru CSU Voluntari. Minge acum la Mitchell. Shumate pentru Boiac, nu ezită să tragă de 3 și o face bine. Aruncare ce cade în plasă și CSU Voluntar trece în avantaj. 28-27. Gary aici pentru Baciu, care se ridică și finalizează pe mâna stângă. N-a durat foarte mult avantajul ilfovenilor. Îl pot obține din nou aici dacă marchează această fază la care Alex Olah nu se înțelege însă cu Cody Justice. S-a văzut de multe ori acest lucru pe parcursul actualei partide, iar acum Baciu abuzează inelul
O pasă care a venit foarte bine pentru apariția lui Cătălin Baciu de la Tudor Gulcher. 31-28 pentru Oradea. Aici Mitchell atacă inelul, pune alături, dar este faultat din nou de către Gheorghe. A doua greșeală personală comisă de către Tudor Gheorghe, tot la Quamain Mitchell. L-a împins inițial, se văd acolo brațele coborâte și momentul în care îl împinge pe Quamain Mitchell. O discuție între Ainars Bagatskis și Marius Ciulin, singurul arbitru român care are treabă această săptămână și în basketul european. Marius Ciulin urmează să arbitreze o partidă de Liga Campionilor. Liga Campionilor, principala competiție organizată de către Federația Internațională de Basket. Se întoarce Trevon Allen pe parchet pentru cei de la CSO Voluntari. Înlocuiește pe Quamain Mitchell. Gary. Primește acum Allred, este fault ofensiv. JT Shoemate a acceptat foarte bine acel contact și a reușit să obțină faultul în atac. Allen. El pasează aici pentru Laszlo Poliak, a căutat să îi trimită lui Olah. Încă o minge pierdută de către CSO Voluntari, o sumedenie de astfel de erori văzute pe pase din apropiere. Altfel, nu e o diferență foarte mare între cele două formații la capitolul turnovers. Sunt 5 pentru CSO Voluntari și 4 pentru echipa pregătită de către Cristi Achim, cel care solicită timeout acum. Între Cristi Achim și Radovan Marković, cel care este antrenorul secund a celor de la CSM Oradea. Oradea, formație care, vă spuneam, ocupă poziția a doua în clasament. 11 victorii, 3 eșecuri. În mod normal, CSM Oradea n-ar trebui să aibă prea mare emoții. A terminat pe poziția secundă și a avea astfel avantajul terenului propriu până în finală, acolo unde acesta ar trebui să fie de partea lui UBT Cluj, în cazul în care clujenii încă de asemenea să joace în ultimul act. Oradea mai are de jucat după acest meci de la Voluntari în deplasare la Brașov, o partidă pe care o vom avea sâmbătă cu începere de la ora 17:15 în direct pe Prima Sport 2. Apoi, peste două etape, acasă cu Dinamo, un meci care va fi de asemenea în direct la Prima Sport. Și în ultima rundă, în BT Arena din Cluj, este foarte posibil ca acela să fie însă un meci în care rezultatul să nu mai conteze, din păcate. Așa s-a întâmplat și în sezonul anterior, doar că atunci Oradea era formația care și-a asigurat deja avantajul terenului propriu pe toată durata play-off-ului, în timp ce pentru UBT Cluj poziția a doua era de asemenea bătută în cuie și astfel meciul s-a jucat doar pentru orgoliu, pentru palmares, dar fără să mai poată face diferența în clasament. Aruncă Gulcher de 3, recuperează Olah. Justice acum trimite pentru Poliak. Îl găsește tot pe Cody Justice. Repasează pentru JT Shoemate. Departe către Trevon Allen. Aruncare dezechilibrată. Mingea este prinsă de către Arledge. Și ulterior lăsată în brațele lui Abdul Gary.
Iar e acum pe pătrundere. Scoate pentru Orange. O pasă neinspirată, intercepția lui Justice. Nu s-a flerat fault. Voluntar poate contraataca. A intervenit bine acolo Tudor Gheorghe. Ulterior, coșul este valabil pentru o interferență defensivă. Vedem încă o dată acțiunea la care Aurici cred că a fost scutit de o greșeală antisportivă ce se putea da acolo. Baciu a atins instalația și mingea care, deși n-a intrat în coș, ajunge până la urmă să valoreze 2 puncte pentru cei de la CSU Voluntari. Pearson. Ocazia așezat de Baciu, Just Pearson de la semidistanță, recuperează Goucher și din piciorul lui Laszlo Poljak părăsește această minge terenul de joc. Allen. Pearson acum un pas înapoi și o dublă înainte. Foarte frumoasă această finalizare a lui Nigel Pearson, care pune din nou Oradea în avantaj. Allen. Faultat aici de către Gheorghe. Tudor Gheorghe la a treia greșeală personală și n-am ajuns încă nici măcar la jumătatea celui de-al doilea sfert. Probabil va fi înlocuit de către Cristi Achim. În cazul în care Oradea câștigă astăzi pe terenul lui CSU Voluntari, iar FC Argeș-Pitești nu se impune în duelul cu UBT Cluj, Oradea are și matematică asigurată poziția a doua. Recuperează aici ofensiv Fiesel, aruncă scurt, încearcă să vină și Olah la urmărire, dar trimite în instalația de cronometrare și este astfel posesie pentru CSM Oradea. Asta pentru că s-ar face 3 meciuri diferență între CSM Oradea și FC Argeș-Pitești. Bine, nu punem la socoteală cazuri de forță majoră, să zicem, cum ar fi greșeala de a nu folosi 2 jucători români pe parchet în permanență, să nu iei punctul de înfrângere la vreun meci, să pierzi prin forfet, da, fără astfel de situații greu de prevăzut. CSM Oradea, repet, în cazul în care se impune astăzi, iar Piteștiul nu bate Clujul pe teren propriu, are locul al doilea asigurat și matematic, pentru că ar fi 3 meciuri cu 3 etape rămase între cele două echipe. Olah marchează de 3 și se apropie formația la un punct și victoria directă în meciurile dintre Oradea și Pitești aparține leilor roșii, care s-au impus atât în Pitești Arena cât și în Oradea Arena în cele două confruntări, după ce au fost rivale de conferință în prima parte a sezonului regulat. Deus Pearson aici prin blocajul lui Donata Starolis îl găsește pe Baciu, care a căutat pasa către Gheorghe, dar e un fault aici pe ciocnirea dintre Starolis și Allen. Greșeala personală se dă la jucătorul lituanian. Trevor Allen. Tohătan. Schimbare de direcție, pătrundere și 2 puncte după o accelerare excelentă venită de la Lucas Tohătan. Primul coș marcat în această confruntare de către conducătorul de joc, care are 9,3 pe meci. Răspunsul este instant de la Jules Pearson. Triplă scufundată de către Pearson, care ajunge la 9 puncte cu 5 pase decisive. Și Oradea reușește să găsească încă o dată posibilitatea de a reveni la conducere pe tabelă. Tot Tohătan joacă bloc ieșire cu Allen, primește Poljak, e liber la 3, îi iese din coș și Chris Richard recuperează pentru a doua oară. Tot Richard aici este faultat, CSU Voluntar mai avea încă 2 faulturi de dată și putea permite să facă astfel de lucruri. Alex Olah îi lasă locul lui Titus Nicoară,
meci în care până acum Olah a strâns 5 puncte împreună cu două recuperări. Pearson foarte bine a livrat acolo, pasa pentru un Freeman care incredibil ratează din apropiere, era chiar sub coș Nard Freeman. N-avea voie să o pună alături, însă sub amenințarea capacului de la Fizzle a greșit încercarea de a încheia acțiunea cu panoul. Trevon Allen acum caută o soluție, îi pasează lui Pojak, care evită superb apariția așa unui Tarolis ce venise la rotație. Și sunt două puncte marcate de către Pojak, care ajunge la 5. Egal 38, fault ofensiv ar trebui să fie. S-a dat însă, se pare, pe prima intervenție asupra lui Deuce Pearson și astfel faultul este defensiv. David Vida intră și el pe teren pentru CSO Voluntar, pentru prima oară când joacă în această confruntare. Pearson păstrează atacul pentru Oradea, aruncă Richard de la semidistanță, iese din coș, recuperează Nicoară. A fost prima minge mărită de către Titus Nicoară. Tohătan, Fizzle, Vida. Din nou Tohătan cu schimbarea de direcție, lasă mingea pentru Kishan Fizzle. Din nou David Vida, Lucas Tohătan de 3 în plasă! Primul coș de la distanța lui Lucas Tohătan și ceea ce a fost la un moment dat chiar un avantaj de 9 puncte pentru CSM Oradea este acum un ecart de 3 în favoarea lui CSO Voluntari. 41-38 este scorul, moment în care Cristi Achim solicită un nou timeout în confruntarea din Arena Gabriela Sabo. Acolo unde vă spuneam, CSO Voluntari va juca și returul din ENBL. Este singura formație din România aflată încă într-o competiție europeană, aflată în desfășurare, după ce, din păcate, UBT Cluj și-a încheiat parcursul în Eurocup săptămâna trecută împotriva britanicilor de la London Lions în sferturile de finală. Oricum, o performanță mult peste așteptări pentru campioana României. Tot în aceeași zi, SCM Timișoara a pierdut la limită în ultimele secunde finala Alpe Adria Cup, tot o competiție privată, așa cum este și cazul ENBL, cea în care s-a înscris CSO Voluntari. CSM Oradea a fost o altă reprezentantă a României în FIBA Europe Cup. Oradea a trecut din nou în cea de-a doua fază a grupelor, însă acolo, după ce a pierdut ultimul meci împotriva italienilor de la Varese, traseul, din păcate, s-a oprit. România le-a mai avut pe CSU Sibiu în grupele FIBA Eurocup și pe Rapid București în preliminariile acestei competiții, Rapidul nereușind totuși să câștige turneul de calificare. Iar în basketul feminin, România a fost reprezentantă de către Sepsi Sfântul Gheorghe în Euroligă, după o pauză de un deceniu. O echipă din România a revenit în Euroligă, performanță excepțională pentru Sepsi Sfântul Gheorghe, și de către CSM Constanța în Eurocup Women, pentru prima oară când echipa feminină din Constanța, care a câștigat de altfel în premieră anul acesta Cupa României, a ajuns să fie o reprezentantă a țării noastre într-o competiție europeană. Spuneam, CSO Voluntari este singura formație care se mai află încă într-o competiție europeană. Va juca returul din sferturile de finală al ENBL contra lui Tartu în data de 26 martie, adică marțea viitoare. Meciul se joacă aici în Arena Gabriela Sabo și începe de la ora 19. În rest, CSO Voluntari, care se apără acum la un Richard ce pasează bine pentru Tarolis, dar acesta ratează de 3 și Fizzle recuperează. Mai are de jucat la Constanța etapa viitoare în weekend, apoi în deplasare la Pitești contra lui FC Argeș, meci care va fi în direct pe Prima Sport, și în ultima rundă acasă împotriva lui CSM Târgu Mureș. Allen scoate pentru Nicoară, acesta retrimite la Trevon Allen, un dăi și dute care a funcționat bine, lasă liber pe Vida, dar aruncarea de 3 este scurtă și Freeman în cele din urmă recuperează pentru Oradea, care are oportunitatea de a se duce din nou în avantaj pe tabelă, lucru care se întâmplă după pătrunderea lui Pearson. 11 puncte astăzi pentru Nigel Pearson.
timeout cerut de această dată de către Einars Bagatskis. Vedem încă o dată pătrunderea frumoasă a lui Deuce Pearson și finalizarea acestuia. Spuneam, basketul continuă în acest weekend în direct pe canalele Prima Sport. Sâmbătă, de la ora 17 și 15 minute, avem întâlnirea dintre Corona Brașov și CSM Oradea. Partida se va vedea în direct pe Prima Sport 2, în timp ce duminică, de la ora 19 și 15 minute, un nou episod din derbiul Ardealului, unul care pe vremuri era poate cea mai așteptată partidă a Ligii Naționale de Basket sau una dintre cele mai așteptate partide a Ligii Naționale de Basket. În momentul de față e diferența destul de mare de valoare și confruntările au fost dominate net în ultimii ani de către UBT Cluj. CSU Sibiu UBT Cluj este meciul despre care vorbesc, spuneam, duminică la 7:15 seara în direct pe Prima Sport 3. E bine că sunt și reprezentanții fan basket din Liga de Amatori a Bucureștiului în Arena Gabriela Sabo din Voluntari. Meciul Serie A, îl văd în imagine pe Șaizelec, da, jucător în acea ligă. În schimb, vedem acum o triplă lansată și descărcată de către Trevon Allen. Deuce Pearson. Aruncare de la semidistanță, marcată din nou. Pătrunderea lui Tohătan, obține faultul după ce a fost agățat de către Richard. Să nu zică lumea că inventez lucruri sau așa mai departe, cel pe care l-aveam în imagine, spuneam, este jucător în liga manageriată de Asociația Municipală de Basket din București, o ligă care reunește la start 32 de echipe și în care sunt și mulți foști jucători din Liga Națională. Deuce Pearson acum cu o ultimă șansă pe finalul sfertului, lasă pentru Richard, prea târziu vine aruncarea și se termină astfel 45-44 după ce Lucas Tohătan a împărțit perechea de libere mai devreme. Un meci spectaculos cu multe puncte până acum, în care Deuce Pearson este cel mai bun marcator, un total de 13 pentru el, alte 10 pentru Donata Starolis. În timp ce CSU Voluntari și CSM Oradea, partidă în care Deuce Pearson cu 13 puncte este principalul marcator al confruntării. Cody Justice, care conduce acum mingea pentru CSU Voluntari, are 3 coșuri de 3 și cu 9 puncte este principalul realizator al gazdelor, care încep cu o aruncare de afară ratată de către JT Shoemate. Iar recuperarea este pentru Freeman, care prinde a noua oară. Freeman este liderul acestui capitol de departe. Niciun alt jucător de la oricare dintre cele două formații nu are mai mult de 3 recuperări pe lângă Freeman, care spuneam a totalizat 9. Chris Richard de 3 direct în plasă, aruncare ce se duce țeavă pentru Richard, care ajunge la 11 puncte, meci în care are 3 din 4 de la distanță. Justice către Alex Solach, din nou Cody Justice, caută să-i răspundă lui Richard și o face! Cody Justice nu poate fi oprit din spatele arcului de cerc. Omul e mâna fierbinte a lui CSU Voluntari în această întâlnire. 4 din 4 de la distanță pentru Cody Justice. Cel care spuneam a venit la începutul lunii martie la această formație. Este abia a treia partidă pe care o joacă în Liga Națională de Basket și a patra per total, el evoluând de asemenea și în confruntarea tur de la Tartu din ENBL. Până acum în Liga Națională 13,5 puncte pe întâlnire în cele două meciuri pe care le-a jucat Cody Justice.
19 puncte în confruntarea cu CSU Sibiu din weekend și 8 puncte la meciul de la Târgu Mureș. A fost faultat între timp Donata Starolis, două aruncări libere de care beneficiază jucătorul lituanian. Începuse partida fulminant Starolis cu 8 puncte încă din primele minute ale sfertului întâi, are acum 12, n-a mai scris decât 2 puncte pe durata prime reprize după acel start extraordinar. Trevon Allen acum, bloc ieșire cu Olac, mingea la nicoară. Din nou Allen. Încearcă să atace aici inelul, ce o face foarte bine după ce îl depășește pe un Starolis mai lent. Richard. Este fault asupra lui Freeman. O greșeală personală comisă de către Alex Olach. Vor fi două aruncări libere pentru Nar Freeman. ...71% în actualul sezon pentru basketbalistul american. Prima aruncare ratată aici de către un Freeman care, dacă la recuperare a făcut ravagii cu 9 mingi prinse până acum, în ceea ce privește punctele marcate are doar 4. E drept că nici n-a prea aruncat la coș, 2 din 3 din acțiune. Ratează acum și 2 libere. Urmărește Titus Nicoară, care prinde pentru a doua dată. Allen. Ocaz așezat de către Olach, Trevon Allen pe pătrundere. Mingea la shoemate și este o abatere de pași. N-a reușit să se oprească la timp și ulterior sub presiunea lui Bobe Nicolescu. Comis această abatere de pași care duce la posesie pentru Oradea. Este cea de-a șasea minge pierdută către CSU Voluntari. De partea cealaltă 7 pentru Oradea. Pătrunderea lui Chris Richard. O minge deviată de Allen rămâne însă la Richard, care așteaptă blocajul lui Nar Freeman. Richard cu schimbare de direcție, aruncare dezechilibrată pe care o trimite scurt. Olach urmărește pentru a treia dată și lasă acum către Cody Justice. Justice a scăpat de Richard, care până la urmă este sancționat cu a doua greșeală personală. ...11 puncte cu două recuperări și două pase decisive are astăzi Chris Richard. A sperat acolo că îl poate prinde din urmă pe Cody Justice pentru a îi sufla acea minge, lucru care însă nu s-a întâmplat. Justice acum pentru shoemate, cu umărul pe Nicolescu, intercepția lui Nar Freeman. Mingea mai departe la Deuce Pearson. Pearson accelerează, se duce pe coș, shoemate îl blochează, dar n-are cine să-l mai oprească pe Freeman, care prinde pentru a 10-a dată și ajunge la 6 puncte înscrise. Oradea din nou la conducere. 51-50, când n-au trecut nici 3 minute din repriza a doua. Olach, foarte bună a fost pasa lui Justice, nu și finalizarea, din păcate, pentru pivotul român. Tot Justice trage aici de 2 puncte. Mingea recuperată de Nicoară, încă o oportunitate irosită de CSU Voluntari. Și Donata Starolis prinde pentru prima oară în meciul de azi. Oradea revine în ofensivă cu Bobe Nicolescu, care o lasă să zboare. La urmărire este Freeman. 11 recuperări pentru Freeman și atac reciclat pentru Lei Roșii. Richard, faultul lui Nicoară, a doua greșeală personală. Aruncă aici Starolis, tot el recuperează foarte tare această minge în panou, a cerut un fault. Posibil să fi fost ceva, mi se pare suspect să fi ratat atât de rău Donata Starolis din acea poziție. Nu știu dacă a cerut fault sau dacă era pur și simplu un semnal deznădejdii. În orice caz aici este fault la Bobe Nicolescu, a doua greșeală personală.
Justice de pe un picior, o pune coș. Primul coș de două al lui Cody Justice. 14 puncte astăzi într-un meci în care marcase de 4 ori doar din spatele semicercului. Pearson de la semidistanță, mingea cade pe inel, Fizzle urmărește a patra oară și lasă pentru Trevon Allen. Un punct avantaj pentru CSU Voluntari. Allen aici prin blocajul lui Nicoară. Allen de la semidistanță, mingea este recuperată de către Narfim. Încearcă aici să accelereze Pearson, jocul continuă. Poia a cerut fault în atac, înscrie Tarolis. 14 puncte pentru jucătorul lituanian. După o fază la care Deuce Pearson a reușit să se strecoare prin defensiva celor de la CSU Voluntari și să livreze ulterior. Șaptea lui pasă decisivă. Cody Justice aici o are liber de 3 și scrie a 5-a dată. E mai fierbinte ca sosul Tabasco în aceste momente, Cody Justice, și sunt 17 puncte. După ce aminteam duminică în victoria lui CSU Voluntari împotriva lui CSU Sibiu, a terminat cu 19 puncte marcate. Tarolis încearcă acolo să-i fure mingea, Cody Justice se fluieră până la urmă angajamentul 1-1. Oradea va reține posesia după ce săgeata de direcție era în dreptul lor. CSU Voluntari a avut mingea în startul sfertului al treilea. Spuneam, CSU Voluntari vine după o victorie cu CSU Sibiu, 77-72. Al treilea succes în ultimele 4 meciuri în campionat pentru trupa lui Einars Bagatskis, care în această perioadă a pierdut doar pe teren propriu contra lui FC Argeș Pitești. Allen aici pentru Justice. Din nou Allen îl depășește inițial pe Richard, care însă recuperează distanța pierdută. Urmărește Allen aruncarea de 3 pe care o trimite în coș. Mult noroc aici, parcă a avut viață acea minge și s-a luptat pentru căderea în coș până în ultimul moment. Sunt 3 puncte care duc scorul la 57-53. Richard pentru Tarolis, multă boltă, 2 puncte peste Fizzo. Allen. Justice. Diesel cu blocajul, Cody Justice către Nicoară, apasă pe trăgaci, kabum! CSU Voluntari începe să ia foc de la distanță. Un sfert al treilea în care toată lumea marchează din spatele arcului de cerc și scorul devine 61-55. Sunt 13 coșuri de 3 din 20 de tentative pentru CSU Voluntari. Procentaj excepțional pentru echipa lui Einars Bagatskis. Într-un meci în care Oradea are doar 4 din 13 de la distanță, 5 dintre coșurile de afară au venit pe mâna lui Cody Justice. Alte două coșuri de 3 de la Dijon Fizzle și Trevon Allen. Mai devreme a marcat, așa cum spuneam, și Titus Nicoară. Meciul ăsta este departe de a fi jucat, 6 puncte nu înseamnă absolut nimic într-o confruntare de genul ăsta. Spuneam, CSU Voluntari a pierdut la Oradea, meciul jucat în turul acestei faze de top 10 după prelungiri, a fost 96-89 și atunci o explozie ofensivă pentru cele două formații într-un meci în care aminteam Rashard Odoms, absent astăzi din cauza accidentării la gleznă în continuare. A terminat cu 22 de puncte, fiind principalul realizator al partidei, în timp ce pentru Oradea, Tadri Gocher și Eric Neal, care nu se mai găsește în locul formației pregătite de către Cristi Achim, au încheiat și ei cu câte 17 puncte. Eric Neal e marea pierdere a lui CSM Oradea. E clar că a fost acolo de o problemă disciplinară în ceea ce îl privește pe Eric Neal, pentru că altfel n-avea rost să te desparți de jucătorul care era principalul pasator al Ligii Naționale de Basket, cu 7,2 pase decisive pe confruntare și cel mai bun marcator al tău. 14 puncte avea Eric Neal, care a fost excelent și în sezonul anterior, a contribuit cu niște cifre importante și cu meciuri bune și în FIBA Europe Cup în actuala stagiune.
Astfel că e clar că au existat acolo nemulțumiri din punct de vedere disciplinar în ceea ce îl privește pe Eric Neal, care după ce s-a despărțit de CSM Oradea, spuneam, a semnat cu Bursaspor în Superliga Turciei. Până acum, venirea lui Abdul Gary nu pare a fi una care să ajute foarte mult CSM Oradea, dar e greu totuși pentru un jucător care a evoluat într-un cu totul alt sistem, spuneam, vine din G League, vine de la Oklahoma City Blue, să se adapteze într-un interval atât de scurt de timp la o echipă nouă, o echipă cu sisteme bine puse la punct, o echipă cu unii dintre jucătorii străini care deja nu mai sunt la primul sezon la CSM Oradea, gândesc în primul rând la Chris Richard, dar și la Donata Starolis, care se află acum la linia de libere, de unde a marcat-o pe prima, o înscrie și pe cea de-a doua. A plecat de asemenea pe parcursul acestui sezon și Nicola Marcovici de la CSM Oradea. E drept că asta nu cred că este o absență care să conteze atât de mult. Marcovici, în timp ce JT Shumei marchează pe spate, a avut cea mai slabă prestație sa de când joacă în Liga Națională de Basket. Doar 4 puncte înscrise în medie pe partidă și 2,3 recuperări. E drept și un sezon în care a fost măcinat de accident. Năstruț a intrat pentru prima oară. El este cel care îi pasează aici lui Richard. Trimite către Tarolis și avem, se pare, o abatere de 3 secunde împotriva lui CSM Oradea și încă o minge pierdută de către formația vizitatoare, care ajunge la un total de 8, una mai mult decât CSO Voluntari. Cohătan a primit aici mingea de la un Mitchell care n-a rămas liber la 3, dar îl găsește pe Fizzle, care are tripla deschisă, recuperată de Baciu. Pearson, 13 puncte astăzi pentru el și încă o pasă decisivă a 8-a, care îl pune pe Baciu în situație excelentă, de unde face ca inelul să vibreze. Tohătan către Mitchell. Apărare în zonă pentru CSM Oradea, o zonă extrem de mobilă, dar care îl lasă pe Tohătan liber și pedeapsa e aplicată din nou. Continuă ploaia de triple pentru CSO Voluntari, care ajunge la 14 coșuri din 21 de aruncări. Se apropie de 70% ilfovenii. Pearson răspunde și el cu un coș de la distanță, abia al 5-lea din 15 tentative pentru CSM Oradea. Dar vine într-un moment extrem de important și diferența rămâne de doar 4 puncte. Tohătan, blocaj așezat de Fizzle, accelerează, nu știu dacă n-ar trebui să fie coș valabil și asta se dă. Vine fluierul lui Marius Ciulin, mingea a luat panoul, ulterior a fost căpăcită de către Allredge și este decizie corectă, a văzut bine acolo Marius Ciulin. Pearson, umărul pe adversar, Pearson fentează, se ridică, marchează și e N1. Quamain Mitchell la a treia greșeală personală. Iar Pearson își mai trece în cont poate chiar alte 3 puncte, doar că acum pe stil vechi, după ce au făcuse pe stil nou mai devreme cu acea aruncare de la distanță. Sunt 18 până în acest moment pentru Nigel Pearson, principalul marcator al lui CSM Oradea. N-a stat foarte mult timp în teren Luca Năstruț, vreo 2 minute, este înlocuit de Tudor Gheorghe, care joacă, vă reamintesc, a avut 3 greșeli personale acumulate în prima repriză. Cred că ăsta a fost motivul pentru care Cristi Achim a preferat să îl încerce un pic și pe Luca Năstruț astăzi, pentru ca nu cumva să-l bage prematur pe un Tudor Gheorghe care să comită a 4-a greșeală personală și să ajungă ulterior să nu se mai poată apăra. Lucas Tohătan, prin blocajul lui JT Shumate, mingea ajunge la Quamain Mitchell. Acesta pasează pentru Fizzle, din nou Tohătan, tot către Mitchell. Schimbare de direcție, aruncare de 3, una dintre puținele ratări în spatele arcului de cerc pentru gruparea ilfoveană și a fost a treia recuperare a lui Cătălin Baciu. Gary, Goucher, blocaj așezat de Baciu, Goucher oprește dribbling-ul, Allredge o vrea și el de 3 și o are.
prima reușită de la distanță a lui Jonathan Aldridge, care oricum nu marcase niciun punct în întreaga confruntare. Aldridge reduce acum, de fapt egalează scorul la 68. Este recuperare pentru Orădeni și o abatere de condusă la Abdul Ghari. Ce eroare pentru Abdul Ghari, care comite o astfel de abatere, cum rar se vede, într-un meci în care oricum nu a marcat decât o singură dată de la linia de libere. Mitchell. Blocaj așezat de Tohătan, mai sunt 7 secunde în atac, Omei Mitchell caută să joace 1-1, e fault ofensiv la Keyshawn Fizo. Doua greșeală personală după un blocaj în mișcarea lui Fizol și CSM Oradea, într-un meci în care discrepanța la aruncările de 3 este uriașă, spuneam 14 pentru CSM Voluntari și doar 6 pentru CSM Oradea, poate totuși să termine în avantaj sfertul al treilea. Abdul Ghari, o minge lăsată la Aldridge, are aruncarea deschisă care se duce lung. Și astfel avem 68-68 după 30 de minute. Într-o confruntare în care cei mai buni marcatori sunt Nigel Pearson pentru Oradea cu 19 puncte. Donata Starolis, tot de la oaspeți, are 18, în timp ce pentru CSU Voluntari Cody Justice cu 17 este principalul realizator. Câte 11 puncte au mai marcat Lucas Tohătan pentru CSU Voluntari, respectiv Chris Richard pentru CSM Oradea. Această etapă a Ligii Naționale de Basket a început ieri cu un meci pe care l-am avut în direct aici la Prima Sport. Dinamo a câștigat la Târgu Mureș și a relansat lupta pentru ultimele locuri de play-off. Dinamo a reușit astfel să se apropie și de Rapid și de Târgu Mureș, dar și de Corona Brașov, ajungând la 4 victorii și 11 eșecuri. Restul partidelor din această rundă cu numărul 25 se joacă astăzi, mă refer la meciurile din top 10. A început de curând duelul dintre Rapid și Constanța, partidă care se joacă în sala Giulești din capitală. În sala Transilvania din Sibiu, tot de la ora 19, a avut loc angajamentul de start în confruntarea dintre CSU Sibiu și Corona Brașov. Iar de la ora 19 și 30 de minute, un meci care mărturisesc că îmi pare rău că nu-l avem în direct aici la Prima Sport, că nu este de altfel produs pentru televiziune și nu este astfel transmis, e duelul dintre FC Argeș-Pitești și UBT Cluj. Un meci care ar fi fost frumos să se vadă la televizor din mai multe considerente. În primul rând pentru că este un duel între locul al treilea și locul întâi în Liga Națională de Basket Getica 95 și în al doilea rând pentru că mă aștept ca la Pitești să fie o atmosferă extraordinară, piteștenii reușind în actualul sezon să crească enorm numărul de spectatori, o campanie de marketing foarte bine conturată și o atragere a iubitorilor de sport către basket chiar impresionantă. Astăzi mă aștept, după ce s-au apropiat de 4.000 de spectatori în ultimele meciuri jucate pe teren propriu cu Rapid și cu Brașov, să fie peste 4.000 de oameni, având în vedere că pe lângă această campanie de marketing foarte bine făcută, FC Argeș-Pitești astăzi are și avantajul de a întâlni cel mai atractiv adversar pe care îl poți găsi în Liga Națională de Basket, campioana ultimilor 3 ediții și liderul campionatului, plus o echipă care a scris istorie pentru basketul românesc în Eurocup, ajungând până în sferturile de finală. Recuperează Baciu, mingea acum la Ghari, caută să joace cu spatele la coș, de lângă Mitchell, aruncă dezechilibrat și sunt primele puncte din acțiune pentru Abdul Ghari. Spuneam, venit pentru prima oară în Europa în 2014, a jucat atunci două sezoane la Virtus Polonia, actualmente echipă de Euroligă, chiar echipă de partea de sus a clasamentului în Euroligă. Gigi Shumate continuă să țină procentajul uluitor la coșurile de 3 pentru CSU Voluntari. Sunt în acest moment 15 din 24.
Schumeit reușind astfel să marcheze pentru prima oară de la distanță. Are 9 puncte azi. Aurich caută să-i răspundă peste Tohătan, o să-l primești și n-o să-ți placă, e mesajul lui Aurich, care s-a folosit aici foarte bine de înălțimea superioară, văzând astfel coșul excelent. Aurich altfel jucător cu mână excelentă de 3 puncte de când a venit la Oradea, 45% procentajul său. Laszlo Polja accelerează pe mâna stângă, Paciu este acolo și transmite că a intrat pe interzis. Un capac hotărât al lui Cătălin Baciu asupra lui Laszlo Polyak, pe care l-a pândit și în momentul în care a dat drumul la acea minge, i-a spus, pleacă de aici cu ea. Rămân 7 ticăieri ale ceasului de atac pentru CSU Voluntari. Justice sub panou pentru Tohătan, fault comis de către Aurich. Îi scoate un pic pe cauțiune pe Ilfoveni, bine, avea aruncare destul de deschisă Laszlo Polyak, depinde acum dacă intra sau nu. Cert este că așa atacul e de 14 secunde pentru CSU Voluntar, dar greșește Tohătan, o pasă interceptată de Gaucher care trimite pentru Gary, acesta este faultat de Justice. Greșeala personală dictată de către Alexandra Stan, cea care era pe partea pe care pătrundea Abdul Gheari aici. Nu știu ce să zic, nu se vede nivelul corpului, dacă a fost acolo contact sau nu. Reluarea prinsese doar partea de sus a acestei acțiuni, dar acolo sus a fost doar pe minge intervenția lui Justice. Repet, foarte posibil să se fi petrecut vreun contact la nivelul corpului, dar dacă n-a fost vorba de așa ceva, e decizie greșită. Gary la linia de libere transformă din nou doar una din două, dar vine excelent Gheorghe la recuperare și obține o posesie suplimentară pentru Oradea. Nimeni nu i-a făcut aici blocaj defensiv lui Tudor Gheorghe. Aruncă Gaucher de 3, urmărește Aurich, mingea lovește pe Olah și va fi în continuare posesie pentru Oradea. Baciu, Gheorghe. Tot el își pierde echilibrul. Tohătan stă foarte aproape de el. Mai sunt 5 secunde din atac. Tudor Gheorghe, întâmpinat de Fizzle, oprește dribblingul. E blocat de Fizzle și CSU Voluntari are oportunitatea să plece pe un contraatac ce nu se va mai desfășura. Bună defensiva de tranziție pentru CSM Oradea. Udi Justice la repunere, minge lăsată pentru Alex Olah, din nou Justice, mai departe spre Trevon Allen. Olah vine cu blocajul, primește acum, îi lasă lui Justice care trage de 3 la urmărire. Aurich împinge până la Gaucher, contraatac al orădenilor. Richard este faultat de Justice. Capitolul recuperărilor este unul câștigat clar de Oradea astăzi. 32 de urmăriri pentru Leii Roșii față de doar 19 pentru CSU Voluntari și de două ori mai multe în atac pentru CSM Oradea, 10 la 5 raportul. Asta explică și de ce Oradea este la conducere în ciuda diferenței uriașe la aruncările de 3, unde Voluntari are 15 din 25, iar Oradea doar 7 din 18. Aurich pe pătrundere, se ridică, o pune însă alături. Olah recuperează pentru CSU Voluntari. A fost cea de-a patra urmărire a pivotului venit de la Rapid București. Și aici este un faul comis de către Gary asupra lui Cody Justice. Repet, recuperarea și faptul că a jucat mai pe coș, a jucat mai pe contact CSM Oradea. Sunt cele două aspecte ale jocului care fac ca echipa vizitatoare să conducă.
CSU voluntari, în timp ce aici Chris Richard faultează și îl va pune pe Trevon Allen la linia de libere. Voiam să spun că are doar 5 libere executate, vor fi 7 acum. Dintre cele 5, doar 2 au fost transformate. De partea cealaltă, nici CSM Oradea nu strălucește la linia de fault, unde a ajuns însă mai des, de 12 ori, marcând 7 dintre aceste aruncări. Procentaje slabe așadar pentru ambele formații. Allen are acum oportunitatea să îl îmbunătățească pentru CSU voluntari. Un Trevon Allen care în actualul sezon are 68% la linia de libere. El este al doilea marcator al echipei după absentul de astăzi, Rashard Odoms. 14,5 puncte în medie pe confruntare are Trevon Allen. Gary, locajul lui Baciu. Gary acum de la semidistanță, aruncarea este recuperată tot de către el și e angajament 1-1. Din nou Oradea va beneficia de posesia alternativă. Asta după ce iarăși CSU voluntar a avut mingea, dar la începutul sfertului al patrulea. Apare Allredge, faultul lui Olah. Nu greșesc, s-a dat la Cody Justice, care a venit din spate și l-a agățat de braț aici pe Jonathan Allredge. Primele aruncări libere în această întâlnire pentru cel care evoluează și pentru Naționala Iordanului. 63% este procentajul care l-are Jonathan Allredge la linia de fault în actualul sezon. A dus în momentul în care se accidentase Nicola Markovic. El e american, repet, joacă pentru Naționala Libanului și este născut în Germania. Sezonul precedent evoluând 40 de partide în Liga de Basket a Coreei de Sud. Ratează Justice, recuperează Chris Richard, care aici îl depășește pe Allen, ajunge în spațiul de 3 secunde, scoate până la urmă cu boltă riscant pentru Abdul Gadi, care a trebuit să se lupte pentru această minge. Allredge levită pe Olah pe capac, dar nu poate să înscrie pe subinel. A urmărit Fizel, care cere acum mingea de la Allen, acesta îi pasează telefonat, Allredge interceptează, contraatac în superioritate numerică pentru Oradea, Goucher de 3, la urmărire Allredge și vin încă o dată puncte pe a doua șansă. Aici ucide Oradea adversarul până acum la aceste coșuri marcate pe cea de-a doua șansă. Este 14-0 raportul coșurilor venite după recuperări ofensive în favoarea echipei orădene. Repet, recuperarea fiind factorul principal pentru care Oradea se află la conducere în ciuda faptului că are cu 8 coșuri de 3 mai puține decât CSU voluntari până acum. Timeout-ul a fost cerut evident de către Einar Zvagatskis, nemulțumit de mai multe aspecte, nici de faza defensivă, dar nici de felul în care, spre exemplu, s-a purtat contraatacul de mai devreme, care, în loc să ducă la puncte pentru CSU voluntari, a pus-o, de fapt, pe Oradea în situație de superioritate. Oradea reușind să marcheze după urmărirea lui Jonathan Allredge. Are în pressing pe care o comandă Cristi Achim aici pentru Oradea. Cody Justice. Locaj pus de Fizel, dar nu l-a prins acolo pe Gary în paravan.
Primește acum Allen, care își creează separație față de Baciu și înscrie de la semidistanță. 12 puncte pentru Trevon Allen și diferența este de un singur coș. Richard aruncă de 3 Aulici, la urmărire este Baciu. Încă o dată acțiune suplimentară pentru Oradea, care ajunge la 16 puncte venite din recuperările ofensive. Aulici este cel care atacă inelul cu agresivitate după această acțiune la care Baciu ajunge înaintea lui Olah la minge și ulterior îl servește pe coechipierul său cu prima lui pasă decisivă, iar Jonathan Aulici ajunge la 12 puncte, toate marcate în cea de-a doua repriză. Aici Gary aproape să-l jefuiască în posesie pe Cody Justice. Am intrat în ultima jumătate a sfertului 4. Laszlo Poiak întoarce spre Olah, care n-a avut picioarele așezate pentru o aruncare de 3, pe care de obicei o controlează bine. Poiak îl depășește pe Richard, aruncare e forțată, prinde Gauche. Richard acum faultat de Allen, prima greșeală personală. Însă o intervenție cu scopuri tactice pentru Trevon Allen, care știa că poate să oprească așa contraatacul orădenilor. Ultimul fault de dat pe care îl mai avea oricare dintre cele două formații. Gary Aulici, Richard, Gary din nou, ocazul lui Baciu, e liber la 3, o pune coș! Abdul Gary marchează pentru prima oară de la distanță. A fost de altfel prima lui încercare, de la 6-75. 83-75 pentru Oradea, la un singur punct de cea mai mare diferență care s-a înregistrat în favoarea sa pe parcursul acestui meci. Mingea la Olah pasă pe poziție viitoare pentru Cody Justice și un foul pe care îl comite Jonathan Aulici, nemulțumit de faptul că n-a obținut faultul în atac. A considerat că își luase poziția la timp și că a fost intrarea în el a lui Cody Justice. Hai să vedem aici. S-ar putea să aibă dreptate, s-ar putea să fie avut deja plantat și piciorul stâng în momentul în care Justice a intrat în el. N-a fost cel mai fericit unghi. E și destul de dificil să găsești unghiurile de filmare potrivite într-o arenă mică. O arenă care atunci când a fost construită nu cred că era concepută pentru meciuri de Liga Națională. Meciuri de un asemenea nivel s-a ajuns până la urmă să se joace inclusiv finală a Ligii Naționale de Basket aici în Arena Gabriela Sabo din Voluntari în urmă cu două sezoane. Ea trebuia să fie o sală în care copii din comunitatea locală, copiii din Voluntari, să poată să practice sportul. Este de altfel dotată în continuare ei acolo în spatele coșului la care atacă CSU Voluntari în această repriză secundă și cu o pistă de atletism. E practic o sală care poate fi folosită aici pentru basket și volei, în primul rând, nu și pentru handbal, n-are dimensiunile necesare, dar și ca spațiu pentru cei care practică atletismul. Richard pentru Baciu, pasa sub panou, e prinsă de Baciu, care scapă și de atacul lui Tohătan, trimite pentru Gary. Acesta pătrunde și se ridică surprinzător pentru Olah. Două puncte marcate de același Abdul Gary, care începe să se acomodeze la CSM Oradea. 9 puncte înscrise astăzi, împreună cu două pase decisive. Spuneam, a debutat cu 3 puncte și 7 pase decisive în meciul câștigat contra Rapidului în weekend. În partea cealaltă și are Vanșa și Olah. S-a întors suficient de repede pentru a evita orice fel de capac. 7 puncte pentru Alex Olah, împreună cu 4 recuperări, meci în care are 3 din 4 din acțiune. Pearson, Aulici, de la semidistanță, da! Jonathan Aulici începe să aibă încrederea la nivelul tavanului și Oradea își reface cea mai mare diferență de scor înregistrată pe parcursul meciului. CSU Voluntari a condus cel mai mult la 7, pătrunde Tohătan, e faultat și vor fi două libere pe care, în general, Lucas Tohătan le transformă 90%.
Este procentajul jucătorului venit de la CSU Sibiu la începutul sezonului precedent la linia de libere în actuala stagiune. Una în care contribuie cu 9,3 puncte și 3,2 pase decisive. Două din două fără probleme pentru Tohătan. Dar timpul începe să o preseze pe echipa gazdă. Oradea cu 7 puncte avans. Atacul condus de către Pearson. Blocajul lui Baciu. Pearson scanează defensiva adversă, l-angajează pe Baciu sub panou, sunt doi oameni mici lângă el și Baciu se descurcă. A fost reperată excelent de către Pearson în perecherea avantajoasă pe care o avea Baciu, care deși era dublat a putut să se ridice și să arunce fără emoții. Trage Allen de 3. O la clare recuperare, prinde, dar e căpăcit de Baciu. Nici de această dată CSU Voluntar nu reușește să găsească puncte venite pe cea de-a doua șansă. Rămâne 16-0. Diferența dintre cele două echipe la acest capitol. Fault? Nu. E abatere de 3 secunde. Abatere de 3 secunde. Și este un timeout pe care îl cere Einar Zbagatskis. Mai puțin de 2 minute până la finalul celui de-al patrulea sfert. 89-80 pentru CSM Oradea. Formație care, repet, își poate asigura încă de astăzi locul al doilea în sezonul regulat, ceea ce ar face-o să aibă 100% evitarea lui UBT Cluj până în finala Ligii Naționale de Basket și în prima rundă plus în semifinale ar avea avantajul terenului propriu. Și anul acesta se joacă la fel ca în stagiunea precedentă, prima rundă și semifinalele pe sistemul cel mai bun din 5 partide, cu primele două meciuri și decisivul, dacă este necesar, jucate la echipa mai bine clasată, în timp ce finala se va juca pe sistemul cel mai bun din 7, așa cum s-a revenit după o pauză de 10 ani, odată cu stagiunea precedentă. Primele două meciuri, al 5-lea și al 7-lea, dacă mai sunt necesare, de asemenea, la formația cu bilanțul mai bun pe parcursul sezonului regulat. O victorie astăzi pentru Oradea la Voluntari, coroborată cu o înfrângere a lui FC Argeș Pitești în meciul de pe teren propriu împotriva lui UBT Cluj, ar duce și la rezolvarea matematică a locului 2 pentru cei de la CSM Oradea. Ar păstra în continuare matematic șansa de a o depăși pe UBT Cluj, dar ar fi foarte dificil, ar trebui ca Oradea să bată în toate cele trei meciuri rămase până la finalul sezonului regulat, inclusiv la Cluj, iar UBT Cluj să le piardă pe 3. Pasă la alley-oop care nu iese. Ăsta probabil a fost desenul lui Einar Zbagatskis. A eșuat însă fără nicio emoție pentru CSM Oradea, care are din nou posesia. Chris Richard, aruncare de 3 din fața lui Olach, prinde de Justice. CSU Voluntar poate rămâne în meci în cazul unui coș marcat aici. Trevon Allen are tripla deschisă, o pune rațe! Trevon Allen cu 15 puncte într-un meci în care are 3 din 6 la distanță, 17 din 28 pentru CSU Voluntari, care se hrănește astăzi din ploaia de triple. Gary, Aulich, Richard. O pasă pentru Baciu, se întoarce, aruncă, marchează, mână sigură pentru Cătălin Baciu, care ajunge la 10 puncte cu 5 din 6 din acțiune. Tohătan pe coș, este o ratare din preajma lui Deuce Pearson și acum contraatac cu Chris Richard, coșul e valabil. Mingea a luat panoul împinsă de acolo ulterior de Keyshawn Fizzle. Și CSM Oradea își creează primul avantaj format din două cifre pe care îl consemnăm pe parcursul acestui meci. Unul care pare să fie încheiat cu 49 de secunde rămase până la final. E greu de crezut că CSU Voluntari poate să mai întoarcă un deficit de 10 puncte cât este acum. Eu vă reamintesc că ne întâlnim din nou cu basketul din Liga Națională, GTK 95,
în weekend, atunci când avem sâmbătă de la ora 17 și 15 minute, întâlnirea dintre Corona Brașov și CSM Oradea, iar duminică de la ora 19 și 15 minute CSU Sibiu, UBT Cluj, meciul de la Brașov se vede în direct pe Prima Sport 2, meciul de la Sibiu în direct pe Prima Sport 3. Sunt și câteva dintre componentele echipei de volei a lui CSO Voluntari. Am văzut-o în partea din stânga, era Alice Capelovici, cea care a fost selectată în echipa ideală a etapei, ultima etapă a sezonului regulat din Liga Feminină, în care CSO Voluntari a învins-o cu 3-0 pe CSM Lugoj, care dacă ar fi câștigat, termina pe prima poziție sezonul regulat, așa a încheiat pe 4. Aici un fault care va duce la două aruncări libere. E cumva cel mai rău lucru pe care putea să-l facă CSM Oradea în această situație, să trimită un adversar la linia de libere, oprind în același timp și cronometrul. Referitor la ceea ce spuneam, a fost un final foarte cins în Liga Feminină de Volei, iar CSM Lugoj și CSO Voluntari acum se vor întâlni și în prima rundă de play-off. După ce spuneam, Lugoj a încheiat pe 4, ar fi terminat pe 1 dacă bătea la Voluntari. Chris Richard acum îl depășește pe Cody Justice și înscrie alte două puncte, punând din nou Oradea la 10 avantaj. Mai puțin de jumătate de minut până la încheierea partidei. Trevon Allen pasează pentru Fiesel. Mai departe este Justice, care încearcă să se folosească de blocajul lui Olach. Fiesel și un slam dunk care va ajuta la impresia artistică. A fost într-adevăr agresivă finalizarea lui Fiesel, însă nu o să mai ajute foarte mult. Gary n-are de ce să mai arunce. N-au cum să încheie la egalitate cele două formații și chiar dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, Oradea a câștigat și în tur. Victorie cu 95 la 87 într-un meci în care, deși a avut 16 din 27 la aruncările de 3 puncte față de 8 din 22 pentru adversari, CSO Voluntari a permis cu 15 recuperări în plus oponenților și a avut cu 7 mai puține în ceea ce privește recuperările ofensive, iar pe cea de-a doua șansă, după cum aminteam și mai devreme, raportul punctelor a fost de 16 la 0 pentru CSM Oradea, care astfel se impune cu 95 la 87 la capătul unui meci pe care Deuce Pearson îl termină cu 21 de puncte, alte 18 de la Donata Starolis și 15 de la Chris Richard, în timp ce la CSO Voluntar Cody Justice a avut 18 puncte, Trevon Allen 15 și Lucas Tohătan 13. Victorie cu 95 la 87 pentru CSM Oradea. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți alături de canalele Prima Sport.